Ceva, asta e duba noastră? Nu e duba noastră. E ceva, Caterin, că fac glume. Nu e duba noastră. Mașina e gata. Bun, și întrebarea românului. Cât costă? Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe vreun vlog. A sosit momentul, mergem să ridicăm duba de la Autocar Service. Sunt foarte curios să văd cam cum arată mașina, pentru că mă aștept la câteva schimbări super interesante. Acestea fiind spuse, ne punem în mișcare, ajungem în voluntari, pentru că acolo este al nostru partener și anume Autocar Service. Mi-am dat seama acum de un lucru foarte interesant și anume că am geaca pe mine și este un exemplu extraordinar de negativ, doar că e prima zi în care e frig aici și aștept un pic să se încălzească mașina. Ca o idee, foarte important să nu purtați geacă în momentul în care vă puneți centura, pentru că o să vă loviți de centură în momentul în care s-ar întâmpla, Doamne ferește, ceva. Da, și am ajuns, băieți, la Autocar Service. Băi, ești nebun? Cât de tare e asta? Ce faci, asta e duba noastră? Nu e duba noastră. E ceva, Caterin, că fac glume. Nu e duba noastră. Ce e duba noastră? Fiți atenți ce facem, ca să ne înțelegem, că s-ar putea pe mine să nu mă înțelegeți. O să încerc să-l iau pe Lucas, un om foarte drag nouă ce s-a ocupat de a noastră dubă, și o să ne povestească mai exact ce s-a întâmplat cu ea. Sau o să-l întreb să îmi explice mie, după care vă explic eu, pentru că mi se pare science fiction cum arată duba. Ție, Sev? Impecabil. Așa-i? Da. Ia fiți atenți cum arată duba. Parcă nu vine să cred că e a noastră. Lucas, vino încoace. Deci mașina a avut câteva mici reparații, ca să le spunem așa, începând cu tinichigerie. Am rezolvat tot ce înseamnă rugină, pe aripi, pe bot. Cred că doar o ușă și doar o parte din mașină n-a fost vopsită. În rest, toată mașina a fost revopsită pentru că a fost plină de rugină. Și nouă, cum ne place să facem treabă bună, nu am lăsat mașina parțial vopsită. Am vopsit tot ce trebuia vopsit. S-a efectuat și o revizie. Povestește-ne un pic ce înseamnă o revizie tehnică sau o pregătire pentru iarnă la Autocar Service. Bun, deci Autocar face revizii complete, adică nu numai filtrul de ulei și uleiul în sine, noi schimbăm în afară de acestea două și filtrul de aer, filtrul de habitacul, adică cel de polen, și mai schimbăm și filtrul de diesel în cazul în care mașina este diesel. Lichidul de antigel s-a verificat dacă mai e bun și la ce temperatură rezistă. Cam la minus 40 de grade el va rezista, deci e bun încă. Cel de la frâne este încă bun și acela, și cel de la servodirecție la fel, a fost verificat și acela și e bun. Întrebare, există serviciul ăsta la voi? Adică eu pot, de exemplu, să vin să-mi fac o servisare la mașină? Nu. Sau? Fii atent, Luca, văd mașinile astea în spate foarte tare. Poți să ne zici ceva care-i treaba cu ele? Da, sunt parte din flota noastră de mașini de schimb. Este un S-Class 580-2020. Acesta e un Bentley Bentayga V8-2020 și el. Și clienții care vin cu o mașină din aceeași clasă pot beneficia de mașina asta de schimb. Ok, și dacă vin cu Logan? Nu e din aceeași clasă. Trebuie să fie din aceeași clasă. Mașina din aceeași clasă poate să fie un Cayenne, poate să fie o mașină destul de mare și cumva tot din gama de lux. Și dacă vin cu EU? Nu, E-Class-ul este o mașină mai mică. Deci în aceeași clasă înseamnă mărime și... Ca și valoare, probabil. Da. Nu, valoarea nu se pune. Doar că asta e din gama SUV de lux. Înțelegeți? Ca și Porsche. E-Class-ul e din gama mașinilor. Mai mașini și mai normale de dat? Da, sunt în cealaltă parcare. Dacă vrei, vom putea să le prezentăm și alea. Da, asta este una dintre parcările noastre cu mașini care se dau la schimb. Avem mașini din toate clasele, chiar și Logan, Sandero, avem și un A5 aici, Fiat 500 mai în față și, după cum spuneam, fiecare se dă în funcție din ce clasă face parte. Dacă acest A5 face parte din clasa medie, se poate da în schimb a unei serii A5 sau mașini de această mărime și capacitate. În schimb, acest Logan se poate da în schimbul, noi dăm Loganuri de obicei la oameni care au Logan, pentru că e convenabil pentru ei. Și acest Fiat se dă la mașini precum Dacia Sandero, Toyota Igo sau mașini de clasă foarte mică de oraș. Asta e un Audi A3, dacă nu mă înșel. Deci mai pe românește, din câte înțeleg eu, mașinile astea sunt puse la dispoziție de voi pentru clienții ce vin să-și repare mașina. Da,
Da. Întrebarea mea e următoarea. Autocar Service, cu ce se ocupă? Noi, în momentul în care cineva face accident, dorim să intervenim și să scape de tot timpul pierdut și de banii folosiți pentru a ajunge la asigurator. Vine la noi, noi ne ocupăm de toate actele și nu pleacă cu metrou acasă, pleacă direct cu mașină de schimb nouă. Cu alte cuvinte, în momentul în care, Doamne ferește, aș avea un accident, iau legătura cu voi. Da. Teoretic, voi vă ocupați de toată partea de hârtie. Da. Și primesc și eu o mașină din aceeași clasă cu da. Mașina cu care am și în afară de mașină de schimb, sunt 10 ani garanție pe care îi primiți la toate lucrările de caroserie și vopsitorie. În cazul în care aveți o mașină mai mare, cum ar fi un Mercedes GLE sau, nu știu, un Toyota RAV4, această mașină din clasa respectivă și o puteți primi în cazul în care ați avut un accident. Deci asta mi se pare genial. Deci teoretic vorbind, dacă cineva vine la voi după un accident, nu o să sufere că nu are mașină. Da, în ziua în care s-a efectuat accidentul, poate beneficia și de mașină de schimb. Adică nu trebuie să mă aștepte după ziua următoare să vină actele și așa mai departe. Ei pur și simplu trebuie să vină cu buletinul lor, talonul și permisul. Amiabila sau procesul verbal de la poliție și de acum încolo pleacă cu mașină nouă. Mie mi se pare să ai spus și ca fapt divers, toate mașinile noastre nu trec de 10.000 de kilometri și nu trec de 3 ani ca și an de fabricație. Bun, și întrebarea românului. Cât costă? Bun, deci orice serviciu pe care noi îl oferim nu costă nimic din partea clientului. Asta în condițiile în care mașina este implicată într-un accident, da, asigurator. În cazul în care dumneavoastră sunteți păgubit într-un accident și folosiți RCA-ul vinovatului pentru a vă repara mașina, dumneavoastră puteți beneficia și de tractare, și de mașină de schimb, și de toate serviciile noastre, fără niciun ban din buzunarul dumneavoastră. Toate aceste... Se pare science fiction. Toate acestea vor fi despăgubite de asigurator. Și nici măcar dumneavoastră nu va trebui să vorbiți cu asiguratorul. Noi vom face toată birocrația și noi vom vorbi cu el, așa dumneavoastră puteți să stați acasă cu mașina noastră de schimb și... Și mașina o recuperează în momentul în care e gata, mașina da, mea? Da, în momentul în care mașina dumneavoastră e gata, noi o să vă ținem la curent cu tot procesul, la ce parte este, dacă este la vopsitorie, dacă am primit acordul de la asigurator și în momentul în care este gata, noi vă vom suna și vă vom anunța. Mamă, cum arată interiorul! S-a terminat! Ui! Mașina e gata. Acum trebuie să zici ce modificări o să faci la ea, sper să te bucuri de ea. Bun, băieți, și cam așa arată duba noastră după ce a ajuns la Autocar Service. Clar este next level. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte ce rugină avea pe aici. Cum arătau balamalele astea, cum arătau portierele. Ideea e următoarea, că Volkswagen T5 e renumit că are o problemă cu vopseaua, cu tabla, adică este predispus la rugină. Dar uitați-vă ce treabă bună au făcut. Asta clar îmi confirmă faptul că este un servis ce clar merită atenția voastră și Doamne ferește, în cazul în care vi se întâmplă ceva, ați văzut ce servicii oferă. Vreau să mă uit să văd dacă la revizie, dacă se vede, dacă s-a umblat pe acolo. Hai să vedem. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar aici capota, efectiv băgai degetul prin ea, vă pun imagine acum. Se vede, da, uite, deci am mers pe Licky Moly, următorul service la 300.000. Da, se vede că s-a umblat la ulei, bă, foarte mișto, sunt foarte încântat. Ăsta e un pas foarte mare pentru Dubă, că arată la nivelul ăsta, pentru că v-am spus, o să urmeze niște transformări majore la ea și acum ai de ce să te legi, adică uitați-vă cât de frumoasă este la momentul actual mașina. Zici că e nouă în puii mei. Ceea ce mă bucură extraordinar și mă motivează ca în continuare proiectul ăsta să fie unul la mare artă. O să urmeze să ne băgăm în interior, să eliminăm servisul și să construim ce sunt sigur că nu v-ați gândit niciodată. Încă o dată vă invit să lăsați în comentarii ce credeți că va prinde viață în Duba noastră. Sunt foarte mândru de ce s-a întâmplat cu ea. Acestea fiind spuse, asta este noua imagine a Dubei Vrum Vrum Vlog. Eu am fost Mihai Beldie. Încă o dată mulțumim Autocar Service pentru că au făcut posibilă reconstruirea din punct de vedere a tinichigeriei și a părții de service a Dubei noastre și până la următorul material, nu uitați! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!